Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură a început să vireze despăgubirile pentru secetă. Pentru a primi banii, fermierii au avut termen până pe 2 decembrie să depună la sediile APIA documentația necesară, inclusiv procesul verbal de constatare a pierderilor. Vor primi despăgubiri doar agricultorii ale căror daune depășesc 30% pentru culturile eligibile. Până la sfârșitul acestui an, fermierii români ar trebui să primească și plata ajutorului de stat pentru motorina consumată în agricultură în trimestrul al treilea al anului, dar și plățile pe agromediu. Potrivit agroinfo.ro, aproape 400 de milioane de lei sunt disponibile pentru motorină. Suma a fost aprobată de guvern în ședința din 16 decembrie. Banii sunt prinși în bugetul pe acest an, astfel că ar fi obligatoriu să ajungă în conturile fermierilor români până la sfârșitul lui 2015. Plata ar putea începe chiar de astăzi. Ajutorul de stat pentru motorina consumată în agricultură se acordă sub formă de rambursări diferenței dintre acciza standard și acciza redusă. Un agricultor va primi pe litrul de motorină consumat la lucrările agricole aproximativ 1,79 de lei. Ciobanii vor putea avea și 10 câini la stână, în funcție de numărul de oi. Aceasta se pare că este o soluție agreată și de autorități și de crescătorii de ovine, în urma discuțiilor care au avut loc săptămâna trecută la Parlament între cele două părți. Anunțul a fost făcut de Achim Irimescu, ministrul agriculturii, la Realitatea TV. Reamintim că, potrivit legii vânătorii, ciobanii trebuie să aibă un câine la turmele de la șes, 2 câini la deal și 3 în zonele de munte. Irimescu a mai spus că legea vânătorii nu poate fi modificată printr-o ordonanță de urgență, pentru că este o lege organică, dar se poate redacta o ordonanță de urgență prin care să se suspende aplicarea unor articole pentru o perioadă de timp. Două dintre sectoarele cele mai puternic afectate de criza în ultimul an, cel al laptelui și cel al cărnii de porc, ar putea beneficia de un sprijin financiar de la stat. Ministrul Agriculturii a afirmat că se lucrează la un proiect de hotărâre prin care să se acorde producătorilor din aceste sectoare compensații în valoare totală de 11 milioane de euro. Ca sume sunt 8,73 de milioane de euro pentru lapte și sectorul produselor lactate și 2,37 de milioane de euro pentru sectorul de creștere a porcinelor. Pentru a primi subvențiile respective, producătorii trebuie să îndeplinească trei condiții: să fie înscriși în sistemul cotelor de lapte la APIA, să fie în activitate, să aibă încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni valabil la data depunerii solicitării cu un cumpărător, cel puțin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, iar producția de lapte livrată de beneficiar să fie minimum 5 tone, a declarat Achim Irimescu, citat de agroromania.manager.ro. Potrivit Ministerului Agriculturii, suma aferentă fiecărui producător se calculează de către APIA conform cotei individuale de livrări la data de 31 martie 2015. Sumele pe care le vor primi sunt de 240 de euro pe beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte de până în 20 de tone inclusiv și 12 euro pe tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de până la 200 de tone inclusiv. Suma ajunge la 2900 de euro pe beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 de tone. În sectorul de creștere a porcinelor, ajutorul financiar se acordă crescătorilor de porcine care dețin ferme de porci la îngrășământ în exploatații autorizate de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor și înregistrate în Registrul Național și au livrat și clasificat porci în abatoare autorizate în perioada 1 ianuarie-31 august 2015. Compensațiile se acordă în funcție de efectivul mediu de scroafe și sau scrofițe din perioada 1 ianuarie-31 august 2015. Achim Irimescu declară război legumelor străine cu chimicale. Importurile masive de legume care provin din țări extracomunitare îl îngrijorează pe ministrul Agriculturii, care a declarat că, în lipsa unui control la frontieră, nu se poate ști exact care dintre acestea respectă normele europene privind nivelul maxim admis de pesticide. Am să reintroduc controlul la frontieră pentru rezidurile de pesticide, de produse chimice. Multe dintre produsele care ajung pe piața României din afara spațiului european ajung tocmai pentru că fac parte din gama de jos, cu reziduri de pesticide care nu sunt permise nici măcar la utilizare pe piața românească. Aceste produse se strecoară, nu știu în ce mod, la noi în țară, dar ne omoară și producția națională de fructe și legume, afectând în același timp și consumatorul, a declarat Achim Irimescu, ministrul Agriculturii, potrivit specialiștilor de la Agrointeligența. Scopul reintroducerii controlului la frontieră este acela de a oferi siguranță pe de o parte consumatorului și pe de altă parte producătorului, că produsele care intră pe piața românească respectă întocmai cerințele europene. Potrivit lui Irimescu, această măsură ar trebui implementată cât mai repede cu putință, pentru a opri concurența neloială pe care producătorii din statele terțe o exercită asupra producătorului român. Domnul Gavrilescu, se apropie sărbătorile, este o perioadă încărcată din toate punctele de vedere. O masă îmbelșugată presupune, pe lângă bunătăți, și vinuri alese. Ce ne recomandați noastră ca și specialist pentru masa de Crăciun și de Anul Nou, de ce nu? Gastronomia românească este o gastronomie extrem de bogată, de diversă.
a reușit românul, datorită firii lui curioase, datorită capacității lui de creație, să realizeze o diversitate extraordinară de feluri de bucate în funcție de sezon, dar în special pentru sărbătorile religioase, cum este cea a Crăciunului și a Paștelui, a reușit să dezvolte o gamă extrem de diversă de produse culinare. Deci nu suntem un popor cu o gastronomie săracă, ci din contră un popor cu o gastronomie foarte, foarte bogată, care reușește să valorifice produsele locale, care sunt extrem, extrem de diverse și care dau posibilitatea gospodinelor să umple masa cu bunătăți, începând de la deserturi aperitive, ciorbe, fripturi, sarmale și până la prăjituri. Toate aceste bunătăți trebuiesc însoțite pe parcursul lor în perioada de consum la masă cu toată familia, pentru că numai în familie românul se simte împlinit ca bun creștin ce este. Și gama de vinuri extraordinar de diversă, de la albe seci, demiseci, demidulci, albe semi-aromate, aromate, rozeuri, roșii, spumante, sigur și rachiuri naturale de fructe, din care avem o gamă diversă și foarte reprezentativă. Deci există posibilitatea de a ne simți împliniți și din acest punct de vedere. Și în ultimii ani, datorită faptului că s-a implementat cu succes măsura de reconversie, restructurare pe viticultură vinificație, au apărut și în Oltenia și în toată țara foarte multe plantații noi, undeva la 100.000 de hectare la nivel de țară. La noi, în Oltenia, au fost puse în valoare foarte bine zonele viticole cu tradiție, astfel încât putem obține de la vinuri albe seci până la vinuri roșii semi-aromate și aromate de mare clasă. România produce în fiecare an aproape 4,4 milioane de hectolitri de vin, dar exportă doar 0,1 milioane de hectolitri. Deși majoritatea cramelor au organizat acțiuni de prezentare pe piețele externe pentru produsele din portofoliu, lipsa unui brand de țară face ca atragerea consumatorilor străini să fie în continuare foarte dificilă, spun specialiștii de la cotidianulagricol.ro. În 2014, exporturile românești de vin au totalizat 10,4 milioane de litri, iar valoarea acestora a fost de 19 milioane de euro, potrivit Asociației pentru Promovarea Vinului Românesc. Principalele destinații de export pentru vinul românesc sunt Marea Britanie, Germania, China, Italia, precum și Statele Unite. Anul trecut, din cauza precipitațiilor abundente, producția de vin a fost de 4 milioane de hectolitri, cu circa 20% mai mică față de cantitatea înregistrată în 2013. Totuși, România s-a clasat și anul trecut pe locul 12 în topul producătorilor mondiali de vin. Franța a redevenit cel mai mare producător de vin la nivel mondial, cu o creștere de 10% a producției în acest an, la 46,2 milioane de hectolitri, după ce a fost devansată de Italia în urmă cu 2 ani. În această perioadă va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit la nivelul întregului teritoriu agricol al țării. Temperatura medie diurnă a aerului va fi între minus 3 și 10 grade Celsius, în timp ce minimele vor fi cuprinse între minus 6 și 5 grade Celsius. Sub aspect pluviometric se prognozează precipitații sub formă de ploi locale, dar și mixte, neînsemnate din punct de vedere agricol. Acestea vor fi însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului, la nivelul întregii țări. Local, în zonele joase de câmpie se va semna la ceață, izolat asociată cu burniță. În cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate accesibilă plantelor se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în majoritatea regiunilor agricole ale țării. Pe ansamblu, condițiile agrometeorologice vor fi favorabile desfășurării proceselor de creștere și dezvoltare la culturile de toamnă în cea mai mare parte a regiunilor agricole. La speciile pomi viticole din cea mai mare parte a plantațiilor se va continua starea de repaus vegetativ, acestea având o bună rezistență la temperaturile scăzute de pe parcursul iernii.